Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul meu de astăzi este medicul Monica Spânu. Bine v-am regăsit! Mulțumesc, e o plăcere ca de obicei! Iar astăzi discutăm despre nevoi, niște nevoi speciale pe care le avem în fiecare sezon. Suntem în prag de toamnă și toamna avem alte nevoi față de cele din sezonul trecut. Are anumite nevoi, fiecare sezon are anumite variații sezoniere. Așa avem și noi, așa are și organismul nostru, anumite nevoi care sunt în legătură cu vremea, cu tipul de activitate, cu alimentația, caracteristice fiecăruia dintre noi. Ca atare avem și gemoterapice, care au acțiune mai specifică în anumite momente ale anului, referindu-ne la aceste nevoi sezoniere ale organismului nostru. Care sunt nevoile de toamnă ale oamenilor? Când vine toamna, majoritatea vorbim în primul și în primul rând despre întărirea imunitară. Un subiect vechi, un subiect parcă arhicunoscut, dar nu întotdeauna pus corect în practică. Pentru că întărirea imunitară nu înseamnă doar că luăm produse care stimulează imunitatea, deși fac parte din schemă și sunt foarte importante, dar nu este suficient acest lucru. Toamna se reîntorc copiii în colectivitate, la creșe, grădinițe, școli. Toamna încep virozele. Exact, exact. De aceea vorbim atât de mult de întărire imunitară și de aceea este eficient să știm să o facem corect. Întărirea imunitară nu înseamnă doar creșterea imunității. Putem fortifica sistemul imun, putem fortifica sistemul respirator, dar acestea sunt în foarte strânsă legătură, de exemplu, cu intestinul. Deci dacă răcim frecvent sau dacă vrem să creștem imunitatea, lucrăm pe ambele părți. Stimulăm imunitatea și sistemul respirator, dar stimulăm, curățăm, detoxifiem și partea intestinală și atunci vom avea rezultate mult mai bune. Deci deja vorbim de detoxifiere, fortificare și deparazitare. Vedeți, toate pentru același scop, pentru întărirea imunitară. Și cum putem face corect și eficient? Haideți să vorbim puțin pe rând despre fiecare. Vă rog. Întărirea imunitară referitoare la sistemul respirator beneficiază pe lângă mișcare, pe lângă o viață sănătoasă, pe lângă o alimentație corectă, un somn odihnitor, dar despre care nu mai vorbim acum, am vorbit cu altă ocazie, într-adevăr de produse naturiste cu eficacitate bună. Pe piață sunt foarte eficiente produsele cu echinacea. Produsele plant extract se obțin din echinacea purpurea, plantă obținută din cultură ecologică, prelucrată în stare proaspătă ca suc stabilizat și presat și stabilizat, ceea ce îi oferă o eficacitate terapeutică foarte mare. Dintre aceste produse cu echinacea obținute de firma Plant Extract, mai cunoscute sunt produsele Immunogrip Junior și Immunogrip Plus pentru adulți, ambele cu suc de echinacea purpurea, pe lângă care există și extracte gemoterapice și fitoterapice. Care este rolul acestor combinații? Nu numai imunostimulare, ci trebuie să și sprijinim, să refacem, să detoxifiem organismul, iar această asociere de echinacea cu gemo și fitoterapice are efect benefic mai mare, mai complet asupra organismului. Aceste produse Immunogrip se administrează preventiv, da? Preventiv cel mai eficient este să le administrăm cam cu o lună de zile înainte de a izbucni epidemiile de viroză, înainte de a avea contact cu virusul gripar, paragripal, de orice fel ar fi. De aceea, ca timp, sunt recomandate în septembrie-octombrie. Deci în septembrie e bine să începem deja. Așa cum primăvara începem în februarie-martie, nu începem doar în martie, pe sfârșit de martie când s-a încălzit afară și încep virozele, cu ceva timp înainte. Se administrează 4-6 săptămâni în dozele din prospect, cure repetate dacă este nevoie, dar în general o cură de 4 săptămâni este suficientă. Deci nu putem să luăm o pastiluță și gata, ne-am susținut sistemul imunitar. Sunt mai multe lucruri de făcut, mai multe lucruri de procesat. De exemplu, dacă o persoană este cu vitalitate scăzută, este obosită, cu imunitate compromisă, nu dăm doar Immunogrip, putem alterna cu produse care tonifică mai puternic organismul, cum ar fi, de exemplu, Vitanemin, un sirop pentru copii foarte apreciat de către medici și de către micuții pacienți, pentru că este și bun la gust și este și eficient. Conține mai multe gemoterapice, cătine roșie, brat, conține minerale, vitamine, sărușu, slăr, toate împreună au un efect de corectare a anemiei, de creșterea rezistenței organismului, sporește pofta de mâncare. Deci se adresează în primul rând copiilor micuți, paliți, firavi, care nu cresc corespunzător,
favorizând creșterea armonioasă a copilului pe toate planurile. Iar la copil mai mare și adult există poligema 17 imunitate, de asemenea conține mai multe extracte gemoterapice, porumbar, cătină, măceș, un boom de energie de organismului de-a dreptul, pe lângă suc de echinacea purpurea, care este într-o cantitate mai mică, care ce face pe lângă stimularea imunitară? Ajută organismele obosite, devitalizate să își revină. O convalescență lungă după infecții respiratorii repetate va beneficia, de exemplu, foarte mult de acest poligema 17 imunitate. Ați pomenit de parazitarea ca și mod de creștere a imunității. Mod de creștere a imunității. Exact. La fel o facem toamna și primăvara pentru a susține imunitatea. De fapt, ăsta este micul secret. Un produs foarte eficient este giardinofitul, un produs original Ovidiu Bojor, care conține propolis, atenție cei alergici la propolis nu vor folosi acest produs, și extracte de cuișoare, cimbru, mărar și vetrice. O acțiune antihelmintică, antiparazitară foarte eficientă pe principalele organisme implicate în patologiile frecvente, Ascaris, Giardia, Lamblia, Oxiur, Giardia, Ascaris. Acele trei mai importante. Dar nu are numai efect antiparazitar, are și efect antimicrobian, antiinfecțios, are și efect antifungic, deoarece ciupercile se dezvoltă foarte bine în urma unei parazitoze, și efect de cicatrizare și reparare a intestinului. De asemenea, intervin pe colicile frecvente într-o parazitoză, pe balonările, de asemenea, care apar în această patologie. Deci este un produs complex care acționează pe mai multe nivele, dar pe care trebuie să-l luăm toți membrii familiei ca să fie într-adevăr eficient. Iar când am terminat o cură de deparazitare cu giardinofit pentru a reface eficient mucoasa intestinală, putem urma o cură cu poligema intestin detoxifiere. Vedeți, pe fiecare gamă de aparate și sisteme există câte o poligema de detoxifiere. Merge foarte bine după o cură de giardinofit. Ne reîntoarcem puțin la deparazitare. Chiar dacă nu avem niciun simptom de parazitoză, tot ar fi bine să facem acest tratament. Da. Acest produs și crește rezistența la nivelul intestinului și mai toți avem paraziți, chiar dacă nu sunt manifesti clinic sau chiar dacă nu ne dăm noi seama. Examenul coproparazitologic poate să iasă fals negativ în unele momente și e bine oricum să curățăm și să întărim partea de intestin. Produsul nu este toxic, nu face nimic rău, doar ne ajută. De aceea, cu încredere, cel puțin o dată pe an este bine să-l folosim. Toți membrii familiei. Toți membrii familiei și ducem la deparazitare și iepurașul, cățelușul, mă rog, animalul de companie de asemenea. Foarte important să-l deparazităm și pe el. Am trecut prin imunogrip, am făcut și deparazitarea. Cum ne putem susține în continuare organismul Sunt și imunitatea? Sunt mai mulți pași, aveți dreptate. Și mai mulți pași care se aplică mai ales persoanelor care deja au probleme. Când suntem sănătoși, nu ne prea interesează nici prevenția, nu ne interesează informațiile până când nu începem să suferim și să ne afecteze modul de viață. Deci, detoxifiere, deparazitare, mineralizare, vitaminizare, pe care este indicat să le folosim primăvara și toamna din fructe și legume proaspete, sunt cele mai bioasimilabile și cele mai eficiente minerale și vitamine. Dar pentru persoanele care au probleme deja, este bine să și reglăm organismul. Nu se reglează singur, de cele mai multe ori. Și în acest sens există două extracte gemoterapice pe care le folosim în scop reglator, mai ales toamna. Extractul din mugur de alun și extractul din mugur de măr pădureț. Fiecare cu un pic altă acțiune. Alunul, pe care îl cunoaștem, nuielușa de alun, țineți minte, mai de mult, dar și acum cu ea se caută surse de apă și o să vedem care are efecte rehidratarea organismului. Deci alunul este un detoxifiant puternic al organismului, mai ales în această perioadă de toamnă. Are două roluri mai importante: curăță o parte din organism și reglează o altă parte din organism. Curăță mai ales la nivel respirator și digestiv, exact. Merge pe imunitate. Pentru a avea imunitate, stimulez, cum am spus, și partea respiratorie, dar și partea digestivă, curățând intestinul. Vedeți că se suprapun acțiunile. Are, pe lângă această acțiune de detoxifiere, de eliminare a deșeurilor metabolice, are o acțiune antisclerotică, adică reface și menține elasticitatea țesuturilor, ceea ce peste o anumită vârstă este foarte important.
De ajutor în aceasta este rolul de reechilibrare hidrică a organismului. Suferim cronic de o formă de deshidratare intracelulară, pentru că, așa cum am mai spus de multe ori, noi nu ne hidratăm foarte corect și alunul, pentru cei care nu beau suficientă apă, pentru cei care nu transpiră, este extraordinar de eficient. Ca timp îl folosim în a doua parte a zilei, atunci când corpul este mai stresat, mai deshidratat, mai supus dezechilibrelor. Mărul, pe de altă parte, mărul protejează foarte mult sistemul cardiovascular și sistemul nervos. Tonifică partea intelectuală, intervine în tulbură de concentrare, de memorie, este și ușor sedativ, intervine în relaxare, ușor anxiolitic și protejează de asemenea sistemul cardiovascular. Mărul este un antioxidant foarte puternic, îl vom folosi doar după pubertate, deoarece intervine în secreția și reglarea hormonilor sexuale, deci nu îl dăm la copil decât peste 14, 15, 16 ani. O cură de reglare de toamnă înseamnă măr pădure 2 ml dimineață, alun 2 ml seara. În a doua parte a zilei. În a doua parte a zilei, exact. Și avem tabloul complet sau ne mai putem ajuta organismul? Depinde ce se mai întâmplă toamna. De exemplu, toamna recidivează durerile de stomac pentru cei cu predispoziție sau cu un ulcer antecedente, iar aici intervine poligema 1 stomac, care conține smochin și arin negru, foarte eficient pentru cei care suferă de dureri de stomac și numai cei care suferă știu ce neplăcut este. Deci am rezolvat și stomacul. Dacă și putem spune cu el. Și putem spune că ne-am oferit așa un boost de energie și de imunitate. Foarte important pentru cei care deja au probleme să gândească preventiv. Și în funcție de problema sezonieră pe care știe că are toamna, un pic din timp să înceapă un tratament preventiv țintit pe patologia respectivă pentru a avea multă energie și pentru a ne pregăti de intrarea în iarnă. E bine să intrăm cu multă energie și cu multă tonicitate în iarnă ca să o suportăm cât mai bine și ca să ne bucurăm de ea, să nu fim bolnavi pe perioada rece. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați dezvăluit astăzi. Multă sănătate vă doresc! Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, încă nu e timpul pierdut. Începeți să vă pregătiți pentru sezonul rece. Să ne revedem cu bine!